Ce, cu două zile, ia 24 de ore sub pământ. O... Zi, nu e foarte... Ai luat-o pormenilor pican? Photoshop? Hai să vedem. Începutul este promițător tare. E frig înăuntru. Să înțepenească Jack Saint. Wow! Wow! Uite cât e! Să ne înțelegem despre ce e vorba. În excursie când erai mic, ele sunt fetele cu barca, Jonuțule. Georgiana underscore fără. Jonuțule. Georgiana underscore fără. Îți cu late, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Frumos este, dar nu ne uităm și în țara noastră. Motiv pentru care, la Cluj fiind, pentru cântarea de la Club Noua. Jonuțule, avem timp și am zis, hai să vedem ceva frumos. Cred că în ultimii 2 ani, de când am fost la Biniște și Cai, dacă sunteți dintre dinozaurii urmăritori, fraților, ne-am tot propus să ajungem la Salină. Odată era Cheluțu cu noi și nu era voie cu siguranță înăuntru. Și a doua oară Salina era închisă. Ei bine, iată-ne a treia oară cu noroc, Jonuțule, la Salina Turda. Fața ei este vineri, ne bucurăm că parcarea nu este tocmai plină, ceea ce înseamnă că ar trebui să nu fie foarte aglomerat nici înăuntru. Arată senzațional. În pozele de pe internet arată și mai și, Jonuțule. Spusele lui Eddie au fost următoarele. Zi, mă, nu e Photoshop? Hai să vedem. E Photoshop sau nu e Photoshop? Cum arată Salina din Turda? Let's go! Bă, fraților, începutul este promițător tare. Deci acum mă uit la acest cuplu de domn și doamnă cu căruțul, cu copilași la urcare și noi ne gândeam dacă urcăm noi, like doar noi, înapoi pe scările astea. Uitați-vă aici, efort, felicitări. Da, e superb. La ce nu ne-am așteptat este faptul că sunt doar 12 grade. Vă felicităm, bravo pentru efort. Nu ne-am așteptat să fie doar 12 grade. E frig înăuntru. Eu ca eu, dar ăștia doi sunt în papuci. De fapt, ce mai fac ochelarii aici? Pe unde vă duceți? Pe la țară? Pe unde vă petreceți voi timpul, frate? La beznă. Hai să vedem despre ce e vorba. Arată foarte cool. Nice. Bun început. Jonuțule, să înțepenească Jack Saint, cât de frumoși sunt pereții ăștia. Mă, mi-am dat și cum m-am șters la ochi, poate îmi luam sare. Prima oară m-am întrebat dacă sunt real sau fake, dar e totul real, fraților. Am ajuns teoretic. Dacă aveți bacul, știți și voi ce trebuie să faceți. Etic, uitați-vă cum arată aici. Deci totul e sare. Eu am mai fost în salinile astea, ca să înțelegeți, dar am mai fost acum foarte mulți ani de zile când nu arăta nici pe departe așa cum arată acum. Adică mi se pare like mega turistic așa pentru românica noastră. Bravo, Jonule. Am impresia că suntem la o activitate în state. Așa, un picuț. Vreți să vă spun un lucru, Jonuțule? Am încercat să văd dacă e ceva cu sărică. Am tras o limbuță, dar nu e nimic cu sărică. Cred că e doar sticlă. Nu care e pus așa ornamental în toată situația cu sarea, dar chiar arată super spectaculos. Hai să vedem hăul ăla mare. Deci, Jonuțule, am coborât niște scări semi-dubioase pentru unul care are două picioare rupte și am ajuns la balconul Minei Terezia. Se numește el. Mamă, dă-mi încă acorii că tu nu scoți mâna, sigur. Stați așa, Jonuțule, că aici avem issues de înălțime. Uitați-vă, vă rog frumos, cum se vede, mamă. Deci este plasă de siguranță, o vedeți, da, de jur împrejur. Dar uitați-vă cum este în jos. Wow! Și acum luăm liftul și mergem către încolo, fraților. Revenim. Deci să înțepenească Jacksonetuța, vă rog frumos. Uitați-vă cât de tare arată. Wow! Iar ăsta este liftul cu care noi o să mergem. Fiți atenți, hâs, Jonule, pe acolo se urcă aici, și... Da. Dacă ai mers o dată, n-are rău să mai urci a doua oră. Până jos. Uite cât e! Wow! Nice! GG Romania! Deci, Jonuțule, e foarte greu cu corii acum, suntem în rec, stai așa să-mi dau eu mai jos de aici, ăsta, acum eu manevrez cu mâna, ca să înțelegeți, da, în camera, pentru că lui corii e greu să se uite, uitați-vă cât de șmecher este, suntem în liftul care este numai din sticlă, deci dacă aveți probleme cu înălțimile, vă sfătuiesc să aveți grijă, cam așa arată în lift situația, ăsta e piciorul meu, da, să ne înțelegem despre ce e vorba, da, wow, deci, bă, fraților, dacă vă vine să credeți, există o parte și mai jos, unde, uite, și tu cu bărcuțe pe apă, cu teribombe. În afară de Uber-ul a fost ok. Jucărele, Jonuțule, wow, merge și acolo. Dar acum haideți să vă prezentăm zona în care ne aflăm, fraților. Deci acolo, după cum vedeți, un semn ca la Hollywood, numai că din sare, unde scrie Salina Turda. O să-l filmăm și mai de aproape când vom merge acolo. Aici o roată hâții-mâții, dar mititică, mi se pare că e o roată și mai mare decât asta. Și normal că niște locuri de joacă pentru copii și niște cașcarabete cu mărciuri. Dar, bă, jos pălăria pentru România. Deci Jonuțule este nebunie la Salină, vă dați seama că este toată kindereala din lume. N-avem cum să băgăm pe vlogulescu, că știți că amenda-i 42K. Uitați-vă cât de frumos sunt organizate toate lucrurile, care efectiv îmi amintesc de momentele alea când mergeai în excursie când erai mic și astea erau clasicele pe care le puteai lua. Bine, nu astea-s varianta 2024 iși, dar ca idee așa, uite și tu cât de tari sunt. Bravo, mă! Asta înseamnă marketing, Jonuțule, roata despre care vă vorbeam mai devreme, Jonuțule. Stați așa, copilași, stați așa.
este plin de copii la Junuțule și încercăm să nu deranjăm și să-i băgăm pe filmare, pentru că nu avem voie. Salina, despre care vă vorbeam acolo, hollywoodia. Am votat Liviu Șerban. Și roata în spate, confirmat de Cori, faptul că nu mai există alta, este singura. Nu știu cum ne-am gândit vreodată că o să venim la Salina și like, n-o să fie tot tineretul, toată kinderea la aici. Anyways, ne distrăm, e frumos, Junuțule, suntem la podul de piatră, s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Deci de la înălțime am ajuns la poduri, așa se aude din spatele camerei, este cu didascalii. Bă, dar cât de frumos e, deci uitați-vă, natură, nimic, zici că e cea mai scumpă marmură, ever, nimic, e de la Doamne, Doamne, hăți, Johnule. Ia, uitați-vă un pic ce este în spate, dă un pic în spate, ca să înțelegeți, Junuțule, dar ne facem treaba, onorăm pozele cu drag și spor și revenim din partea cealaltă a podului. Bă, deci vreau să vă spun un lucru, cea mai frumoasă remarcă, mi se pare asta, uite-l pe Popa, nu știu, mi se pare așa ca și cum de familie, știi? Erau niște fete într-o barcă și aud, uite-l pe Popa. Uitați-vă cât de frumos arată, mă. Bă, nu-l aud aiurea, nu avem nicio colaborare cu nimeni, deci suntem aici total aleator, dar chiar frumos. Și la îndemnul vostru, pentru că ne-a spus, mai arătați-mă ce-i frumos și din România. Eu consider frumos, senzațional. Uite-l pe Popa, hăs, Johnule! Ele sunt fetele cu barca, Johnuțule, care l-au strigat pe Popa. Da, 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 și ce credeți? Mai este de vizitat. Deci mi se pare că arată super Mad Max-i și toată treaba. Eu sunt mare fan saga Mad Max, am văzut jumătate în film într-unul din orașele noastre, n-am apucat să-l terminăm, că se trena târziu în noapte, Johnuțule, și era 4DX, ne amețise creierii, am zis, mai bine ne focusăm pe concerte, la Constanța am fost. Uitați-vă cât de frumos, cu niște lemnuți, Johnuțule, nu pot să spun că mă deranjează absolut deloc că oamenii și-au scris numele și chestiile pe aici, mă deranjează poate mesaje de genul, sugi în... Românul până noi eram în genunță, nu e bine. Cred că omul de pretutindeni scrie și un fac și un ceva. Dar nu e tocmai elegant. În altă ordine de idei, fel de fel de locșoare în care poți sta, poți socializa. Nu e un loc în care să-ți petreci, să spunem, întreaga zi. Vii, te plimbi, stai și într-un loc, stai și într-un altul. Eu cred că dacă ți aloci un 2 ore, sunt arhi suficiente. Noi suntem pe fugă într-o oră și un pic decolăm. Hai să mai vedem. Ia uitați-vă, fraților. Eficient. Noi suntem pe fugă într-o oră și un pic decolăm. Hai să mai vedem. Ia uitați-vă, fraților. A zis că m-a dus direct în apă cu bărcile. Sleeping with the fishes, fraților. Cât de frumoasă e arena asta. Nu știu de ce mi-arată parcă așa arena de gladiatori. Cea mai cool parte din această zonă, nu mai țin minte cum se numea, Mina Tereza, parcă, dacă mi-amintesc corect. Mișto. Și în continuare mi se pare că dă autenticitate. Nu o să mai duc ochii să focalizez, pentru că mie că găsesc chiar și prostii, Johnuțule, de tipul Georgiana underscore fr. Dar nice, foarte frumos fără aici. Mergem mai departe. Din gama cringe-uri la Salină, Johnuțule, am ajuns aici. Cred că, nu știu, sala de extracție sau sala Crivacului, nu înțeleg. Tind să-mi rectific chestiile alea cu o oră jumate, două de ajuns, că este foarte mare, fraților, și mai duce încolo nu știu câte sute de metri. Și am văzut pe unul dintre panourile alea sala ecoului și am venit aici, din nou văzut că scrie sala Crivacului și face el că dacă e sala ecourilor. Nu, deocamdată n-am ajuns. Anyways, nu știu despre ce este vorba și n-aș vrea să vorbesc prostii, dar în orice caz arată interesant. Cred că în partea asta deja ajungem în zona de parte a Salinei, probabil de unde extrageau efectiv săricioaica. Bă, deci este fascinant ce poate să facă natura asta. Uitați-vă la forme, uitați-vă la lucruri, totul este de la Doamne, Doamne, Johnule, deci nimic aici nu e șlefuit sau alte lucrușoare. Plouă destul de tare, știu că o să vă rup urechile, dar vreau să auziți cât o putea să capteze la valiera asta, de câte ori avem reverbul de la eco. Suntem în sala ecourilor, deci fiți atenți. Încoa. Și încă mai duce, nu știu dacă l-a captat la valiera, fraților. Bă, senzațional. Nu, n-am de ce să rectific. Acolo erau toate punctulețele. Pur și simplu, încolo mai este încă o intrare. Este intrarea veche. Este plin de bannere și de lucruri care te ghidează. Deci n-ai cum să te rătăcești. Teoretic am ajuns la sfârșitul Salinei, cu tot cu Criva, cu bă. Acolo erau și sala puțului de extracție. Deci am nimerit noi bine. Era partea de fabrică a Salinei. Astea sunt părțile comerciale, Johnuțule. Nu-mi dau seama dacă pe aici cu ecoul ăsta țipau ei către cei de jos ca să preia semnalele sau alte lucruri. Cert este că a venit Clujul cu o super excursie la pachet, Johnuțule. Și ne-am întâlnit și cu toți copiii în excursiile clasice de care vorbeam. Haideți mai departe. Deci, fraților, este ora 7:05 dimineața, iar răsăritul, extrem de răsărit din spatele meu, vă arată că am ajuns acasă după ce soarele s-a înălțat pe cer. Deci nu la înălțarea soarelui, Johnuțule, că aia a fost acum vreo o oră jumătate, două, sincer. Am ațipit un pic pe final. Pic ce, că jumătate din Valea Oltului, până la jumătate, 30-40% din Valea Oltului, așa am dus, plus toată autostrada de la Cluj. Dar am și spus dinainte să... Nu e neapărat pentru figuri și bășintez. Coborâm de pe autostradă, zic, mă voi culca, pentru că este extrem de plictisitoare. De ce să fie pentru bășini și figuri Tesla?
aia Oltului, așa, pe autostrada, te mai uiți, mai zgâiești, mai una alta. Anyways, Clujul a fost apodeotic, mulțumim din suflet. Am ajuns și noi acasică, descărcăm bagajele. Bă, băiatule, ce salină, bă, ce salină frumoasă. Acum mi-am amintit, de fapt, și de drept tot ce s-a dat în vlog, pentru că v-am spus că atunci când este cu concerte, e destul de haos, fraților. Mergi și acolo, fă și aia, cântă, pozici, vlogul ștene, ce ai filmat, ai minutele, n-ai minutele. Dar sperăm că totul e bine când se termină cu bine, genunțule, pentru că am ajuns acasă. Până un alta, nu uitați la subscribe, i-am popa și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu soră le trâmbițe gălăgie și cu... Dacă mi-a plăcut mașina, dacă îmi place mașina lui Dima, da, cu e rău, ești nebun. Orcelțelele alea frumoase de vară, noi suntem aici. Înspre am face zilele mai frumoase și am aștept neclasicul zâmbețele.